Ok, aceasta este camera noastră. Cum intri aici pe stânga este un dulăpior cu lucrușoare de ale noastre. Aproape că l-am umplut. În dreapta este un hol mic în care este o ghiuvetă. Să prind și becul. În care este o ghiuvetă, te speli pe mâini și alte lucruri. Iar aici este baia cu vana și cu tot ce trebuie să conțină o baie. Aici în stânga este o oglindă care nu mai este curată pentru că copiii mei au murdărit-o. Astăzi este ultima zi la acest hotel. Și avem două paturi. Avem aer condiționat aici. Avem două paturi. Avem TV pe care nu l-am folosit deloc în această vacanță. Avem aici un frigider pe care l-am folosit pentru apă și alte lucruri reci. Cafea, masă. Avem un balcon, după cum am spus, două paturi, avem acolo un dulăpior mic, foarte multe lămpi, pe aici scaune, masa la care am mâncat și la care am petrecut timp, masa la care am și editat. Și avem aici balconul cu acest view frumos, cu acest peisaj frumos, unde am petrecut destul de mult timp dimineața. Și ce îmi place la hotelul ăsta este că închizi ușile, când închizi ușa pornește AC-ul, când o deschizi se oprește AC-ul. Ce nu-mi place este că nu este cafea. Cafea asta nu-mi place chiar așa de mult, aproape deloc, am băut o dată și nu mi-a plăcut-o. Iar jos nu îți dă opțiunea să cumperi cafea. Da, cam asta este camera în care am stat sau hotelul în care am stat primele 6 nopți din vacanța noastră. Rămâne acum să ne mutăm la următorul și o să fac și acolo un tur de hotel ca să vedeți cum arată. Hotelul acesta se numește Alo Hilani, pentru cei interesați. Este frumos, mi-a plăcut că este alb, este foarte deschis la culoare, este remodelat nou, miroase, carpetul este nou, nu știu dacă patul sunt noi, dar spuneau că este remodelat nou și mi-a plăcut foarte mult faptul că are culori deschise. Mie nu-mi plac acele cuverturi înflorate, mi se pare că sunt vechi și murdare și nu-mi plac. Și cam asta este, am avut aici serviciu, veneau în fiecare zi și făceau curat, aspirau pe jos, puneau prosoape noi, spălau și am fost foarte mulțumiți de acest hotel. Și aceasta este camera noastră nouă, de fapt, este a doua cameră din această vacanță. Aici este ușa, cum intri pe dreapta este baia, o să încep cu baia. Avem aici un frigider mic, oglinda, ghiuveta, toaleta și aici este o văniță, destul de mai mărișoară ca și cealaltă, destul de ok. Prosoapele sunt acolo sus. Un tablouaș frumos, avem aici o oglindă. Pe partea stângă, ca și dincolo, avem dulapul, unde este un dulăpior pentru ca să ne punem lucrurile și să le închidem cu cheia, dacă vrem, dar nu ne interesează. Avem acolo două perne, călcător, masă de călcat, pe care nu cred că o să le folosim. Aici, pe stânga, avem un fel de bar pentru cafea, chiar acum am pus să fac două cafeluțe. Până vin și băieții și aici nu pot să deschid, am încercat să deschid, este încuiată, nu știu exact pentru ce este, un sertar gol, îmi place care e chestia asta, băncuța asta aici, ușa aceasta duce în cealaltă cameră, dacă cumva venim cu alte familii sau alți prieteni sau familie, avem aici tot așa două paturi, cu o noptieră între, avem TV-ul pe care s-ar putea să-l folosim pentru că ei ne oferă DVD-uri cu filme pentru copii pe gratis, sunt incluse în preț. Probabil că seara le vom folosi, deși nu știu sigur pentru că este și movie night afară, în aer liber, miercuri am înțeles.
au un scaun unde ne putem relaxa, nu știu dacă se vede din cauza luminii, o măsuță pentru, pentru lucrat, avem și aici păsări, se pare, și balconul, îmi place foarte mult view-ul ăsta, mi-am dorit foarte mult să fiu la ocean și în sfârșit am o parte bună din ocean. Dimineața când mă trezesc să mă uit, este acolo un lăcușor mai micuț care mi-a tras privirile din prima oară când am venit. Hotelul acesta este foarte mare. Tot ce vedeți aici, clădirile astea, ține de el. Noi suntem într-un turn în mijloc, dar au, cred că vreo 5 sau 6, noi suntem 1, 2, 3, 4, 5. 5 turnuri au, sigur. Au vrut să ne mute în turnul acela pentru că camera noastră nu a fost gata, dar am preferat să stăm aici. Au 5 piscine, o să filmăm și acolo jos să vedeți cum arată. Dar suntem foarte happy de... sau eu mai mult pentru că băieții încă nu l-au văzut. Sunt foarte happy de peisajul acesta și abia așteptăm să ne odihnim puțin pentru că deja e la 3, suntem foarte obosiți. Să ne odihnim puțin și să mergem la baie. Și cam acesta o să fie turul de hotele, pentru că doar la două hotele cred că vom sta. Dacă vom sta și la al treilea o să vă arăt. Și al treilea stăm aici 4 nopți, îmi intră porumbelul înăuntru. Stăm aici 4 nopți, dacă ne place ne vom prelungi încă 3 nopți, pentru ultimele 3 nopți. Dacă nu vom merge în altă parte, poate în alt turn, poate alt hotel, nu știu încă, să vedem. Pe aici, pe lângă noi, mai sunt hotele foarte multe, foarte frumoase, vrem să le explorăm și pe acelea. Dar am vrut neapărat să stăm la mai multe hotele ca să încercăm mai multe lucruri. Să încercăm mai multe experiențe, pentru că aici chiar îmi place foarte mult, în zona asta n-am mai fost niciodată. Este pentru prima oară, deși vine a treia oară în Hawaii, în partea asta insulei n-am mai fost până acum. Așa că ne bucurăm să încercăm lucruri noi. Acum, la al treilea hotel. Nu am ajuns acum și am zis să fac un tur de cameră rapid înainte ca să facem dezastru. Camera foarte mare, sunt foarte happy de hotelul ăsta, dar numai că nu avem peisaj la ocean, nu avem... Sai, ce faci acolo? Dar de ce ai schimbat pe chineză? Noi nu înțelegem chineză. Nu trebuie să umbli, dă-ți ghiozdănelul jos. It's ok. Ok, avem aici o oglindă, cum intri în partea stângă. Două paturi mari, foarte moi. Avem aici un dulap. Hai să vedem ce este în dulap. Avem aici, nu știu ce este, o plăsuță pentru shopping. N-am mai văzut asta unde am fost până acum. Asta ca să-ți spele hainele, îți pui o pungă. Avem aici oglinda. Pune înapoi, mama, că trebuie să-l dezinfectez prima dată. Pune înapoi, te rog. Avem prosope. Ce mi s-a părut interesant este că avem aici un kit pentru, pentru dinți. Și ceva ce n-am mai văzut până acum niciodată. Ai încercat ce așa? Ai încercat? Stai mă un pic. Stai. Tot am auzit și n-am văzut până acum niciodată o toaletă care te spală după ce o folosești. Avem aici niște butoane. Te spală în spate, te spală în față, te usucă. Am tot auzit de felul acesta de toalete și n-am văzut până acum. Avem aici o văniță foarte frumoasă și... Cu ce te usucă? Da. Cu aer. Vreau să mă peste usuce? Ok. De nu apără. Avem aici un TV destul de mare. Zain l-a schimbat pe chineză. Un birou destul de mare. Cameră foarte încăpătoare, foarte mare. Sunt foarte happy de hotelul ăsta. N-am mai stat niciodată la hotel din asta. La hotelul ăsta, de fapt. Pentru familie mi se pare perfect. Avem aici o măsuță unde putem mânca breakfast dimineața, doar că avem breakfast inclus. Poate vom mânca jos sau poate vom mânca aici. Acesta este peisajul care îl avem. E frumos că avem munte acolo, atâta numai că nu e ocean, dar am avut ocean la ultimele două hotele și e ok. Va trebui să mergem să vedem și piscina cum arată. Dintre toate hotelele la care am stat până acum în Hawaii, acesta este cel mai, îmi place cel mai mult. Și cu siguranță data viitoare când venim... Ăla-i ceas? Da. Cu siguranță... Era 12? Cu siguranță data viitoare când venim vom sta la acest hotel pentru că are și micul dejun inclus.
cum îți place? Ai crezut că eu sunt în dulap? Da. Și nu am fost eu? Nu. Dar ce bei tu acolo? Jus. Nu, la noi e jus. Putei. E ceai. Nu e jus. Ceai care gustă ca și suc, ca și sucul.